Salut băieți și bine ați venit la un nou episod din seria noastră de FIFA 21 Rebuilduri. Astăzi avem o echipă care a fost propusă de doi dintre abonații acestui canal. Această echipă este FC Chindia Târgoviște și când am văzut bugetul de transfer deja mi-a sărit inima din piept. Sper că avem ceva jucători tineri, că dacă nu suntem într-o mare încurcătură. 900.000 buget, nu știu dacă o să avem bani să ne luăm antrenor cu portarii, dar parim 2-3 jucători, dar asta e, hai să-i dăm drumul. Pentru cei care nu au mai văzut acest tip de rebuild, băieți, regulile noastre sunt câștigarea Champions League, toate meciurile o să fie simulate, nu putem să folosim noul feature de jump-in în meciuri. Doar finala Champions League va trebui jucată, iar să nu vă supărați dacă o să vă vând jucătorul favorit. Haideți să ne uităm un pic la echipă, chiar sunt curios. Mamă, când am văzut bugetul ăla de transferuri, m-a luat inima, sincer să fiu. Ia, chiar sunt curios ce jucători aici. Mamă, pe Popa ăla de la Dinamo. Mamă, ăsta 32 de ani, ăsta 27. 124, bă, dar nu e așa fraieră. Opa, asta dulcă, asta e bun, dar sper să nu fie împrumutat. Bunicii, mă, să-mi bat picioare, nu stă așa de fraier cum credeam, mamă, și 64, 62, oho, facem ceva bani cu ei. Ia uite, ăsta 22 căpușe, ăsta cred că-l ținem sigur. Aoleu, portarul ăsta, Ioan e ăsta sigur, până la final ținem de el. Bă, dar nu e echipă chiar, aoleu, ia uite ăsta, Șerban ăsta, 19 ani, m-am speriat degeaba, mamă, l-au pe Mihai cu ăstea, ce dracu mai joacă ăla, mă, mâncat. Da, băi, chiar sunt impresionat de echipa asta, nu mă așteptam, o avea e buget mic, dar au niște jucători, forță, nu așa. Haideți să văd ce jucători pot să aduc. Da, încă am luat țapă, băieți, că în jumătate din echipă este împrumutată, ba de la Dinamo, ba de la Argeș, ba de la nu știu cine. Încă am luat țapă. Mamă, dacă nu avem un jucător bun la Academie, dar l-avem aici, l-avem pe Toma, mâncate. Se pare că la toate echipele este Toma. Mamă, și mai avem încă unul, bune, uite, portarul ăsta. Olio, e forță să-mi bat picioarele, uite-l. Și Toma l-avem direct ca de fiecare dată, forță, l-aș lua și pe asta, dar e slab, rău de tot. Mamă, avem doi jucători la Academie, e bine. Am cam luat țapă cu, m-am entuziasmat prea repede, jumătate de echipă este împrumutată, dar asta e, mergem cu ce avem. O să încerc să vând din ei și după aceea să cumpăr. Și prima plecare, se pare că i s-a plătit clauza de rezerve lui Denis Dumitrașcu, eu nu am dat accept, se pare că l-au vândut cu 1.100.000 la Alta WoW. Cred că e prin Arabia Saudită. Plecări pe bandă rulantă. Cristian Cerchez pleacă la Shenzhen Kaisa, 340.000. Yamaogo ăsta pleacă pe 440.000 la Sonhabar. N-am de echipa asta, nu vreau să pronunț măcar. Berisha pleacă la voluntar, 770.000. Și cred că am mai vândut pe unul aici. Nu, cam ăștia deocamdată. Mărțac ăsta pleacă la Nashville, cred că în America, 610.000. L-am vândut și pe Cornel Dinu, 460.000, al dracu l-am vândut că are 70 de ani. Acest Daniel Celea pleacă și la Mjalbi, 710.000, un preț destul de bun. Daniel Florea ăsta pleacă și la Hibernian în Scoția, 520.000 și acest Raț, cred că era moldovean, pleacă la Cincinnati, 640.000, destul de bine. În sfârșit, facem și noi niște transferuri. L-am adus pe acest Francho Serrano din Liga 2 din Spania, 18 ani, 64 overall, mijlocaș central, exact ce ne trebuia. Acest Pau Torres, mijlocaș ofensiv, am dat pe el 1.050.000, foarte ieftin l-am luat. Și acest Caden Clark, 17 ani, am dat pe el fix 1.200.000, cota lui de piață. Eu zic că am făcut niște transferuri destul de bune pe bugetul nostru. Am căutat la fotbaliști de... Cred că mi-a venit acru în gură. L-am luat pe acest mitaj de la Ecatena pe 1.200.000. Nu știu dacă am făcut o afacere bună, eu zic că da. Poate să joace și funda central, de aceea l-am luat, pentru că nu prea găseam. Și l-am luat și pe acest Malik Tillman de la Bayern München 3.
am dat fix 1 milion cât făcea, eu zic că am făcut o afacere destul de bună, că nu mai vreau să-l țin pe, cum știam pe ala, pe Popa, care este împrumutat de la Dinamo. Și ultima plecare din prima perioadă de transferuri, Ioniță pleacă la Horsea, 660.000, și acum să îi dăm drumul, așa arată echipa. Eu zic că arată super, super bine. Mai trebuie să cumpărăm doi fundași central și unul dreapta dacă acest căpușe nu crește. Eu zic că avem un portar foarte bun și îl mai avem și pe acela care l-am luat de la Academie, dar l-am împrumutat. Dacă va crește mai mult ca Ioane, eu o să-l vând pe Ioane, dacă nu o să-l țin pe Ioane, care eu zic că este foarte, foarte bun. Suntem în iarnă, băieți, se pare că suntem bine, rău de tot pe locul 8. S-ar putea să prindem play-off-ul, dar oricum este o performanță mare pentru că suntem pe locul 8 cu echipa de o avem, 90% e împrumutată și acel căpuș, eu credeam că este al nostru, dar este și el împrumutat, fundașul dreapta. Echipa merge destul de bine, a crescut foarte bine și Serban a crescut 2, Tilman a crescut 2, Serano a crescut și el, Toma crește forță. Ioane a crescut și el tot 2. Da, ne mai trebuie 2 fundași, băieți, neapărat. Și un fundaș dreapta pentru că ăsta e împrumutat. Dar eu zic că suntem pe drumul cel bun. Da, avem 2 plecări în iarnă. Andrei Pițian pleacă la Lahlei, 1.450.000, și l-am vândut pe Șerban la Viitor, 1.220.000. O să văd dacă le găsesc în locuitor. Prima venire din iarnă l-am luat pe acest Josh Doink din Scoția, de la Hibernia, 1.550.000. Este foarte bun, 18 ani, 65 overall. O să joace fundaș stânga și acest mitaj că poate să joace fundaș central, o să joace aici, perfect, exact ce vroiam noi. Unde e Doink aici? Perfect. Da, o să caută un fundaș, un om în mijlocaș și stânga sau o aripă stânga să joace aici. Costea nu o să joace niciodată. Gata, am găsit și aripă stânga pe bugetul nostru, acest Nico Serrano, 17 ani, l-am luat de la Athletic de Bilbao. Am dat 1.200.000 pe el, eu zic. Da, eu zic că am terminat destul de bine pe locul 2 în play-out, în spatele Viitorului. Eu sunt super mega mulțumit. Ia să vedem cupa. A fost câștigată de Viitorul fața Universității. Champions League merge la City în fața lui Inter, iar Europa la Real, Real Madrid în Europa League. Asta, da, eu zic că avem mult de muncă până să ne îndeplinim obiectivul. Fiți atenți ce jucător găsim liber de contract, băieți, acest Marvin, el joacă la Real Madrid în realitate. Să sperăm că va vrea să vină la noi. Da, băieți, haideți că Marvin vrea să vină la noi. Cât are? 70. Cam slăbuț. E acest Fofana. Mamă, ce țapă am luat cu el și acest Babil. Mamă, nu mai țepe, dar am luat eu un super... mijlocaș. Unde e, mă? Aici, băieți, ia uitați aici pe cine l-am luat. Max Meyer, liber de contract. 77 overall. Dacă nu, îl vindem imediat fără probleme. Fiți atenți, băieți, că suntem pe primul loc din al doilea sezon. Chiar nu-mi vine să cred la ce echipă avem. Chiar nu-mi vine că încă n-au crescut nimeni. Acest Balog l-am luat liber de contract. La Rilea ăsta liber de contract are vreo 26 de ani sau 27-26. Deci echipa este cărpită peste tot, dar ia vă că tot merge. E bine că măcar îl avem pe Marvin aici, crește ca lumea. Avem ceva fundație, dar încă ne mai trebuie foarte mulți jucători pentru a da înainte. Chiar m-a surprins că suntem pe primul loc. Să vedem ce fac perioada asta, poate dau ceva jucător la schimb. Se pare că am câștigat campionatul. Chiar nu-mi vine să cred că l-am câștigat, mai ales la ce echipă avem de 68, dar cred că nu are nimeni echipa noastră. Cred că factorul care a decis campionatul a fost aducerea bătrânilor ăla liber de contract pentru a-i vinde sezonul ăsta care vine, dar da, asta este, se mai întâmplă și de ăștia. FCSB câștigă cupa, Champions League merge la Piemonte Calcio,
Iar Europa League este câștigată de Manchester United într-o finală cu Milan. Avem o grămadă de treabă, băieți, pentru sezonul următor. Trebuie să vindem toți bătrânii. Gata, am făcut rost de cașcaval, băieți. L-am vândut pe Max Meyer la Porto cu 19 milioane. Exact ce aveam eu nevoie ca să fac echipa asta forță. Haideți că am mai găsit niște jucători foarte buni de liber de contract. Acest Sergio Gomez 74, acest Lutonda 67, acest Diaz care o să joace titular, să sperăm că va crește, și acest Chiarlie Musonda, dacă vă mai aduceți aminte de el, trebuia să fie un nou Hazard de la Chelsea, dar l-au mâncat accidentările. 75, o să facem și noi un bonus cu el, nicio problemă. Aducem un super jucător de viitor, băieți, acest Karabek de la Slavia Praga. Am dat pe el 5 milioane și Musonda, care l-a luat liber de contract, a prins-o mai bine, are 19 ani, 74. Eu zic că va crește super șmecher. Am zis să mai aduc și eu niște români la echipa noastră. L-am adus pe Drăgușin de la Juventus, 20 de ani, 71. Eu zic că va crește super bine, cel puțin așa sper. Hai că ne aducem fundaș dreapta de mare valoare, acest Jeremy Frimpong de la Bayer Leverkusen. Am dat un preț foarte bun pe el, ținând cont că este 75 overall, decât 11 milioane jumate sub cota lui de piață. Eu zic că am dat lovitura. Facem transfer după transfer, l-am mai adus și pe acest Diakite de la Roma. Am dat 5 milioane 100 pe el, da, 5 milioane 100, 21 de ani. O să intre direct în locul lui Mitaj și aveam mari așteptări de la Mitaj ăsta, dar m-a dezamăgit. Pe Diakite, poate l-am împrumut să văd dacă își revine, dacă nu, asta este. Suntem în iarnă din nou, avem două puncte în fața universității. Nu se știe cine va câștiga campionatul, eu nu sunt prea sigur. Echipa merge destul de bine. Toma a crescut bine, Carabe crește, acest Ilicici l-a luat liber de contract, acest Serenu a crescut și el, Drăgușin merge bine, Frimpong crește super bine. Acest Doing sunt destul de nemulțumit de el, dar cam asta este. O să văd, chiar nu aș avea ce să îmbunătățesc, poate un mijlocaș central mai bun, dar în rest nu am ce. Dar se pare că câștigăm campionatul la pas din nou. Nu am prea mari așteptări la campionat. Câștigăm și cupa în fața universității la penalti. Champions League merge la City la penalti. Iar Europa League este câștigată de Lille într-o finală cu Frankfurt. Avem o echipă destul de bună, băieți, dar o să avem încă foarte mult de muncă pentru a ajunge în finală. Haideți că am mai găsit niște jucători foarte buni de liber de contract. Acest Castillo 73, acest Brazao 20 de ani 71, foarte bun, dar fiți atenți la acest Ducure 78, exact ce ne trebuie nou. Acest Fagioli cred că e și el bun, de n-a vrut să vină pe 5.000. Avem un nou atacant, l-am adus pe acest Supriaha de la Leicester, 27 de milioane 900, 79 overall. Nu prea era mulțumit de al nostru, așa că l-am adus pe acesta. Din nou suntem în iarnă, nu avem adversar în campionat. Avem 21 de puncte în fața FCSB-ului. Echipa arată super bine. Mai trebuie mici îmbunătățiri pe alocuri. Să vedem acest 2 dacă va mai crește, dacă nu, îl vom schimba. Îl mai am și pe acest Familia Castillo, la nou liber, dar are 23 de ani. Ăsta cât are? 2 în 20, cred că 21, da. Restul echipei crește foarte bine. Să vedem, poate fac vreo combinație, dar nu prea cred, dacă nu o să dau de la finalul sezonului. Am spulberat tot în campionat, 28 de puncte în fața FCSB-ului. Cred că cu nicio echipă nu am dominat așa de mult ca și cu Chindia. Viitorul câștigă cupa. Champions League merge la Atletico de Madrid, iar Europa League este câștigată de Genk. Voi, de ce echipă are, mă, Genk, dacă câștigat Genk?
Da, încă avem foarte mult de muncă. Să sperăm că sezonul următor avem ceva cașcaval. M-am săturat de fundașul acela stâng, așa că l-am adus pe acest centelest de la... Da, nu mă las să-l arăt. De la Manchester United. Este 83. 83 overall. O să joace în locul 2, că m-am săturat de el să crească. Eu zic că avem o șansă șmecheră de tot. Nu sezonul ăsta, dar în două. Să vedem ce facem cu Ioanei, că mă așteptam să crească mult de tot, dar se pare că mai avem de așteptat. Da. Da, l-am vândut pe Ioanei la Genk cu 23 de milioane 900 și am găsit un super portar la Roma. Acest Kramer, am dat pe el 40 de milioane și acest Ibrahima Diane, care l-am luat liber de contract. 83 overall, 21 de ani. Avem super portar acum. Eu zic că echipa este completă. Acum trebuie doar să așteptăm să crească. Ia uite, CD-ul ăsta, 36 are. Unde ești, mă, Cramă? Da, echipa arată cam așa. Eu zic că e super șmecheră, trebuie doar să crească. S-ar putea Ducure să-l vindem, să-l schimbăm, să vedem, dar eu zic că va crește și el, să dăm în iarnă acum. Da, suntem în iarnă, după cum vedeți, din nou lider detașat, echipa merge super șmecher, exact cum așteptam, toată lumea crește bine și portarul care l-am adus acum a crescut deja. Acest centelez n-a crescut deloc, sunt puțin dezamăgit, dar sigur va crește până la final. Da. O să văd, poate îmbunătățesc pe Ducurec, pentru că mi se pare că e puțin cam bătrân, dacă nu, o să dau direct la finalul sezonului. Da, aceeași poveste, încă un campionat câștigat în fața FCSB-ului, cupa merge la FCSB. Champions League este câștigat de Liverpool, noi unde naiba am ieșit. Fiți atenți când a scos Real în semifinale, 3-4 la general. E bine, e bine, dacă am ajuns în semifinale cu echipa asta, înseamnă că rupem tot sezonul viitor. Hoffenheim câștigă Europa League. Da, echipa arată bine, să vedem sezonul următor ce e de făcut. S-ar putea să îmbunătățesc mijlocul ăla, dacă nu, mergem așa. Da, am dat direct în iarnă, băieți, echipa merge foarte bine, l-am adus pe acest McKennie. Eu zic că dacă nu jucăm în finala anul acesta, sigur anul viitor. O să văd dacă fac ceva, dar nu prea aș avea ce mai am 31 de milioane buget. Nu prea aș avea ce să upgradez. Eu zic că mergem înainte cu echipa asta. Da, băi, se pare că jucăm finala anul acesta contra lui Real Madrid. Nu mă așteptam, eu credeam că mai trebuie să așteptăm încă un an, dar... Chiar sunt curios pe cine am scos pe traseu. Deci aici am scos pe Liverpool 2-4 la general, aici am scos pe Barcelona 2-3 la general, aici am scos pe Atletico Madrid 2-0 și jucăm finala cu Real Madrid. Bun, așa. Aceasta este echipa, de am jucat în finala, Carabec a crescut 88, Supriaha 87, Serrano 86, toți au crescut super, super bine. Toma 90, portarul nostru forță. Da, eu zic că meritat. Cred că cu nicio echipă nu am dominat așa cum am dominat cu Candia. Chiar eram puțin dezamăgit la început, când am văzut că trei sferturi din echipă eram împrumutate de la alte echipe. Și să-i dăm drum, băieți. Haide să-i dăm drum, băieți. A trebuit să filmez acest meci ziua următoare, pentru că am ajuns la ora 9 acasă. La 9 jumate m-am apucat de filmat și am terminat la ora 2 și eram prea terminat să mai joc și meciul ăsta și cred că nu eram în stare să-l termin, cel puțin fizic. Eu chiar sunt curios ce echipă au ăștia de la Real, cred că iar au cumpărat tot ce a fost bun pe piață, ca de obicei. The wait is over. There are few
Am dat, dar o echipă destul de bună vine să zice, iar cred că fără trebuie. A, și noi avem echipa noastră aici, forță. Uite aici, cupa. Haide să vină la Târgoviște. Mamă, dar o echipă bună, rău, ăștia, mă, să-mi bag ceare, că chiar o să fie o mișcă. Sper să nu fie același tip de joc cum a fost cu City în rebuild-ul trecut, pentru că mă enervez foarte rău. Opa, l-au pe Martial, mâncatiși. Valverde, Mount, mamă, Rodrigo, au forță echipa, mă, să-mi bag picioare, opa. Mamă, ne-a făcut acum de pătrat. Bun. Hai să rană, mâncatiși, talentul tău de cadou. Frumos, dă-i-o, mamă, dă-i-o, e offside. E offside, da, mamă, dar ce pasă frumos. Da, nu l-avem pe Haaland în față, dar l-avem pe Supriana, eu zic că e foarte de tot și el. Ial. Opa, stai doar pe tot acel statică casic. Pase până în port. Bă, dar bă, ce a crescut drăgușin, mă, să-mi bag picioarele. Eu până acum nu l-am luat, credeam că nu crește și eu, uite, știu ce am pierdut. Uite, ce să duce, mâncați ești drăgușin. Bravo, drăgușin, mâncați ești talent. Considerable focus pre-match surrounding Sergio Ramos. Opa, the reports have been confirmed. He's decided to end what has been a brilliant career at the end of this season. A huge loss for the club, you've got to say, Lee. Well, how do you feel that, Cap Derek? Such a great player, senior pro. Pros like him with his CV are worth a weighty gold. The manager's dream. He'll be sadly missed. Weston McKennie. Și McKennie ăsta un pic îmbătrânit. And it's with McKennie. Bravo, bă, frumos. Haide, mă, mai sus, mă, Carabec. Not a great pass. Bine, băi, drăgușin. Bă, dar bun drăgușin ăsta, mă, să-mi bag ce ai dit, mai n-am legat, de tot. Ar fi proști ăștia de la Juventus dacă l-ar da, că mă auzi că nu vor să-i prelungească contractul și vrea să-i lea Chelsea, dar dacă tu ești la Chelsea, gata, ai zătă-ne cariera, ăia îl împrumută pe Zetot, 100%. Am făcut tot jucători, mamă, ce-am greșit aici. Bine, băi, portar. Bravo. Haide. Hai, Supria, ha. Frumoasă pasă. Du-te, Toma, mâncă-te, ești talentul tău și centrează, Toma. Ăla-i gol. Cum ai ratat Supria, ha, de acolo, mâncă-te, sau Carabec, cine-i ratat? Bă, dar ce prostă, mă, mâncă-te. Bă, da, frate, ăștia Serrano de avem noi echipă au fost forță și ei să-mi bau picioarele, i-am găsit bine de tot. Iar. Uleu, bine, bă, portare, bă, da, avem portar, mă, să-mi bau picioarele, l-am găsit de la nimeral, portarul. Pentru că al nostru nu mai creștea, opa. Bă, ce răpun să nu stai să le dăm golul ăsta, că nu joacă exact cum îmi place mie. Bine, băi, hai Serrano, mâncați ești talent, tot țin un pic de ea. Bine, băi, Serrano. Dă-i acum. Bine, băi, dar nu aici. Hai, mâncați. Hai, mâncați ești talent. Too slow up front, midfield, very average. The coach, he's not happy at all. He wants more from this team. Unde mi echipa mai bună ca ei? Toma. Avem pe Toma al nostru. Ial. Martin Ødegaard and Valverde. Attacking possibilities for Real. Bine, băi, Diachite, băi, mâncat. Hai Carabec. Mamă, ce fuge Carabec ăsta să moară, cițul ăla ne-au ce l-a făcut acolo și gol ăsta. Bine, băi, Carabec, mâncă-ți ești talentul tău. Bun, rău Carabec ăsta, mă, să-mi fac să ajungă mare 100%. Dacă fuge așa și în realitate e forță să-mi va picioarele. Haide, taic.
Da, avem și frații Serrano. Cred că una dintre cele mai bune echipe care le-am făcut cu un buget de 1 milion. Ne intrăm cu avantaj la pauză. Nu ne interesează poziția, pe noi ne interesează cine o bagă în ață. Bă, dar bună rău echipa asta, mă, care am făcut-o aici, să-mi bă picioare de nou. Chiar m-a surprins că am ajuns în finală așa de repede, mă așteptam anul viitor să ajungem. Frumos, elegant. Ia, bine, băi, dă-i-o. Bine, băi. Ține de ea și pase acum. Mamă! Ce am greșit acolo să-mi bag picioarele. Apă, ce foul ăla. Hai, Carabec, mâncate-și că am două următoare, iar. Nu, mă, că n-a fost nimic aici, nebun la cap. Vinicius Junior. Opa, Vinicius Junior, bă, dar niciun ăsta n-am putut să-i cumpăr, nici pe Vinicius, nici pe Rodrigo, n-am avut bani să-mi bag picioarele. Cer ăștia sume astronomice pe ei. Du-te, Serrano, mâncați și talentul tău. E golul tău, să n-ai cum să o ratezi pe aici. Bine, băi, cine bă, tu, Carabec sau Supriana, cine a dat? Cred că e Supriana asta, da, Supriana. Aaa, 2-0, este în forță să-mi bag picioarele, e bine dreacă nu joacă ca și City, că o luam urât de tot. M-am chinuit mult de tot în meciul ăla cu City. Da, ăștia joacă așa mai creativ ca noi, mai pe contraatac. Bine, frumos. Foul, băi! Pune-i mă în cap, dă-i în cap, frumos. M-am enervat. La rupere intrăm acum. Bravo, băi, cine mă drăguț, mamă, e forță drăgușină asta, mă, să-mi bag picioarele de nou. Nu, acolo, dar e bine intenția. Haide, ia-l pe Odegaard acolo. Rodrigo. Frumos, frumos. Hai că jucați bine ăștia de la rea. La ce dai mă galben lui Drăgușin, mă mâncate? Cine a intrat mă la rea, mă? Good officiating, waiting for the play to stop and now going back to caution him. Opa, opa, bravo băi. Ia câte... Hai mâncate și talentul tău. Bine, bubule, bine băi. Martin Ødegaard, crossfired over. Bravo, bă, mamă, facem foarte cu care, să-mi bag picioarele, suntem forți. Aici, frumos, în centru din nou, dă-i-o. Mamă, ce intră ăștia la rupere, mă, să-mi bag picioarele. Real Madrid certainly enjoying the bulk of possession here. However, after that, the coach will be disappointed with what they produce. They need to be a little bit more clinical in front of goal. Bravo, bă, diachete, știam că acolo merge pasă. Look as though they had attacking momentum, but not so. It's opa. There for him, and he's kept it there. Avem portar, adevărat. Ia-mi pe cine mai băgare, să-l scoasă pe Monti și băgare pe Isco. And he's fired over the corner. Is this the moment? Able to get his body in the way. It's still alive. Bine, băi. Haide că i-am prins din nou. I think the threat has been averted. Carabec, bă, dar fuge Carabec ăsta, mă, să-mi bag picioarele, mă. Deci fuge forță de tot. Frumos, frumos. Ia-l acolo. Given that we're in the second half, and it has got a bit ugly from the scoreline point of view. What positives can you find? Well, very rarely do I give Real Madrid 5 out of 10 for a performance, but that's what they're getting tonight. Not good enough at all. Disjointed, no cohesion. Work to be done on the training ground next week, that's for sure. Tackling and winning the ball to boot. Mă, dar ce bine că ducem oameni mulți aici, mă, și nici n-am dat pe attacking.
Mă, avem un minut ce-am câștigat, bă, dar nu ne-am ținut deloc ăștia, mă, cu Real, să-mi bat picioare. Frumoasă centrare. Frumoasă centrare, bravo, băi, Diakite. Bun, bun, avem apărare, avem tot. Foarte echilibrat echipa care am construit-o. Can he finish? Just had to keep us concentrated. Cât mai l-a luat, bă, ăsta prelungit, bă, dă-te în mota de arbitru. E gol, da, ne dă și eu un gol, să tu l-a scurt. Bine, bă, dă-i cu ea în față și e gata. Hai, bă. Bine, băieți, hai că ne-am atins încă o dată obiectivul. Mă așteptam să fie un rebuild mai greu decât a fost. Ținând cont că trebuie să fie echipe, eram împrumutată din de la alte echipe. Uite ce supărat e Christensen. Altă dată. Mai trebuie să câștige și Chindia Champions League. Pe Carabec aici, mă, un sport Carabec ăsta. E forță Carabec. Haide băieții, hai cu Champions League-ul. Le, Chindia. Am făcut echipă de echipă la Chindia aici, să am va picioare. Ia uite aici cupa. Cine e capitanul, mă, parcă ăla, Serrano? Nu mai ține că se face. All that's in the past now. The game that's just happened was the most important one. Ia uite pe Tom aici. Da, Serrano e capitanul. Hai, capitan. Jesus! Da, băieți, cam atât pentru acest video. Nu uitați să lăsați și voi un like dacă v-a plăcut acest rebuild. Să considerați să vă abonați, iar noi ne vedem în următorul episod.